Cardul virtual ING este foarte ușor de obținut. Dacă ești client ING și ai aplicația Homebank, îți poți emite cardul virtual din aplicația Homebank în doar câteva secunde. Dacă însă nu ești client ING, trebuie să-ți deschizi relație, lucru care se întâmplă online, îți descarci aplicația ING Homebank și îți activezi și îți emiți cardul virtual din nou în câteva secunde. ING oferă cardul de debit în moneda RON și euro. Oferim un produs premium, ING Visa Gold și cardul de credit ING, toate în format virtual. Cum spuneam, au aceleași caracteristici ca și cardurile de plastic. Ce le face însă unice este modul în care le obții. Le poți obține de oriunde. Nu există limitări în ceea ce privește folosirea cardului virtual ING. Cu alte cuvinte, aceleași operațiuni pe care le poți face cu cardul fizic, le poți face și cu cel virtual. Ca și câteva exemple, cumpărături la POS fizic în magazine, cumpărături online la magazinele și site-urile online, retragere cash la ATM-uri. Nu în ultimul rând, faptul că nu-ți mai emiți un card de plastic ne ajută și pe noi și pe tine să avem un trai mai sustenabil și să economisim folosirea plasticului. La început, cardul virtual nu se emite cu un cod PIN, pentru că nu ți este necesar la cumpărăturile la comerciant sau cumpărăturile online. Dacă însă dorești să retragi și cash la ATM, îți poți seta codul PIN în aplicația ING Homebank. În plus, ai opțiunea să ai un alt buzunar față de cel pe care îl folosești în prezent. Ce înseamnă asta de fapt? Îți poți deschide în aplicația ING Homebank un cont separat, căruia să-i atașezi un card virtual, așa cum spuneam, emis instant de oriunde, cont din care să cheltui atât cât vrei tu. Îți poți seta alarme sau notificări în cazul în care cheltui mai mult sau poți seta limite la fel ca să te împiedice să cheltuiești mai mult decât ți-ai propus. Sunt mai multe moduri în care cardul virtual te ajută în cazul călătoriilor sau al concediilor. În primul rând, cheltui atât cât ai pe el. Poți să-ți aloci dinainte o sumă de bani prestabilită și nu poți cheltui mai mult de atât. Asta te salvează de situații neplăcute când îți este furat cardul. În plus, cardul virtual nu se poate fura. Îl ai în permanență în telefonul tău și îl poți folosi acolo unde folosești și cardul fizic. Iar în cazul în care telefonul îți este furat, cardul virtual nu poate fi folosit fără userul și parola ta sau fără datele tale biometrice. Sumarizând, cardul virtual este un card foarte sigur. Ai acces doar tu cu datele tale în telefonul tău. În plus, îți aduce mobilitate, ușurință în folosire și evitarea situațiilor neplăcute în care îți uiți sau ți-ai pierdut portofelul.